Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet. Băi, eu recent mi-am schimbat terapeuta pentru că nu mă mai înțelegea și chestia asta mă enerva foarte tare. Eu am început să fac terapie pentru că sunt colerică, am probleme cu nervii și principala problemă este că mă enervez foarte tare la volan. Relax. Respiră. Liniștită. Stai liniștită. Săraca, s-a blocat și tremură. E ok. Suntem prietenii tăi. Mulțumesc. Săraca. Am nevoie de pauză. Vrei un pahar de apă? Vrei un pahar de da. Vrei țuică? Dacă vrei, du-te mai într-o dată. Du-te mai într-o dată. Stai liniștită. E ok. Liniștește-te, pui, n-ai nimic. Piu. Bă, nu fi, mă. Piu. Bă, nu fi, mă. Bă, și am fost cu ea la Decliu. Bă, foarte bună. A avut un moment, s-a blocat, la nu știu ce, și am zis, op, s-a dus, gata, e presiunea finalei, ea e la început. Forță foarte mare. Ce vorbești, mă? Interioara să te poți redresa după o intrare greșită. Ești ok? Nu. De ce s-a întâmplat? Mi s-a făcut rău. Păi, uite-te și tu la fețele ăstora, nu te-a luat reci? Ce s-a întâmplat, mă, mai vine odată? Frate! Ia, uite, poftim, prin plan. Da. Ți se cam taie. Mulți s-au tăiat de tot, deci gândiți-vă cât s-au tăiat de-a lungul timpului într-o finală sau un număr normal. Pe scenă fiind, n-au mai vrut nici să intre, nici ea, la început de tot s-a tăiat tot. De s-au dus la baie. Da. Eram sigur că e renunțarea sezonului, adică e la mod sau renunțarea finalei. Bă, uite, a venit, s-a făcut praf și a plecat. Vrei să vii la prezentatori, în backstage? Nu. Vrei să stai aici? Și mă pregăteam deja, îți vorbesc cu ăștia. Da, mă, păi, dar e grea meseria asta, păi, dar nu știu ce, că nu-i pentru oricine și așa. Și ce n-aș pe să fii singur acolo în puii mei? N-ai band, n-ai back in vocal, n-ai instrumental, n-ai nimic, ești... E vina mea că n-aveți de niciun. Doar zic. E vina mea că... Acum ești ok? Facem numărul? Ha. Atenție! O a venit înapoi puișorul ăla de om. Bum! Oriana! Ai frate! Bună seara, dragii mei, și mulțumesc mult pentru primirea asta. Mă bucur tare mult să fiu în fața voastră din nou. Păi vreau să vă zic că eu recent mi-am schimbat terapeuta pentru că nu mă mai înțelegea și mă enerva rău de tot chestia asta. Eu am început să fac terapie pentru că am probleme cu nervii, sunt colerică și principala problemă este că mă enervez foarte tare la volan. Eu stau la marginea Bucureștiului și făceam terapie în capătul opus al orașului. Deci traversam orașul ca să plătesc pe cineva cu 200 de lei să mă învețe să nu mă mai enervez. Practic, o dată pe săptămână mă enervam de 100 de lei dus și de 100 de lei întors. Așa că am renunțat. Iar concluzia terapeutei a fost că problema nu e la mine, problema e traficul din București și că soluția ar fi transportul în comun. Mamă, ce m-a enervat! Eu am învățat să conduc la Curtea de Argeș. Aia. Curtea de Argeș, care este un oraș mic și enervant de liniștit. De-aia îi spune curtea. Și când am venit în București eram deja nervoasă. De fapt, eu am venit în București să omor pe cineva pentru că n-avem autostrăzi. Cam asta e. Și asta pentru că eram într-o zi în acest oraș micuț, Curtea de Argeș, conduceam și l-am prins pe unul în fața mea care m-a ținut 5 km cu 30 la oră. Și m-am enervat, am intrat în depășire și în timp ce eram paralel cu el am recurs verbal la viol, pedofilie și necrofilie. Ca un cămătar la care avea datorie, i-am făcut tot arborele genealogic și în timpul acestei orgii imaginare i-am și cântat Rammstein la claxon că nu m-am putut abține. Dar foarte important de menționat în povestea asta este faptul că mașina pe care am depășit-o era o mașină de școală, iar mașina pe care o conduceam eu era de asemenea o mașină de școală. Deci, practic, doamna psiholog a greșit de două ori în cazul meu. În primul rând că n-are nicio vină traficul din București, că eu m-aș enerva dacă aș fi singură pe planetă. Și în al doilea rând mi-a zis la un moment dat să nu mi-ascult frica. Păi bă, frica mi-a salvat viața. Hai. Prima dată când am condus o mașină automată eram chiar aici în București. Am plecat de la semafor și 50 de metri mai în față am călcat la podea pedala de ambreiaj ca să schimb viteza. Oh.
Și pentru cei care n-au înțeles unde e problema aici, mașina automată are două pedale. Una este accelerația și pe cealaltă sunt frâna și ambreiajul și dacă le calci cum am călcat-o eu, nu-ți schimbă viteza, îți schimbă destinația de la unde aveai treabă la secția de primiri urgențe. Extraordinar! Două pedale! Pentru că m-a lovit mașina din spatele meu, iar reptilianul din mine s-a dat jos hotărât să ucidă, până am dat nas în nas cu un tip la vreo 30 de ani foarte făcut așa. Ca să vă faceți o idee, arăta de parcă s-a antrenat toată viața să ucidă urși cu mâinile goale. Și eram acolo și eu. Și sunt astăzi aici pentru că frica m-a dus într-o secundă de la te omor la iartă-mă, sunt proastă. Oh, extraordinar, femeile astea. Și mi-am dat seama că furia asta vine din frustrare la mine, de fapt. Și asta pentru că sunt foarte singură. Nu-mi scrie niciun bărbat. Am 23 de ani și arăt ca la 13, ceea ce nu vă recomand fetelor. Nu știu dacă știți, dar în 2023 toți bărbații au principii. Nu mai sunt pedofili pe lumea asta, slavă Domnului. What? Pripici! Oh my God! Și la vârsta la care... Dacă n-a furat gluma, e de bine. Promit că nu. Sunt și la vârsta la care toate fostele mele colege de facultate se căsătoresc și recunosc că aș vrea să știu și eu cum e să ai o relație, cum e să împarți viața cu cineva. Și de asta, în ultima vreme, am început să mă p***i pe colac. Ce bună e asta! Okay. Dar nu funcționează. Sunt foarte singură. Sunt singură și la părinți, pentru că de fiecare dată când mă duc în vizita ei mei, o iau pe sora mea și pleacă la rude. Bine vă pripici, bă! Și m-am săturat cumva de singurătatea asta. De asta m-am și mutat în militari. Pentru că acolo n-ai cum să fii singur, niciodată. Sunt pereți atât de subțiri încât ajung la mine și reproșurile de la etajul 5 și bolile cu transmitere sexuală de la etajul 3. Mamă. Și am auzit că în ultima vreme se tot sparg apartamente prin zonă și m-am gândit că e șansa mea să mă viziteze și pe mine cineva. Doar că după 3 luni în care s-au tot spart apartamente prin vecini și la mine nimic, încă am pierdut în speranța și m-am și gândit, bă, bogăția într-o garsonieră din Chiajna e un paradox, știu, dar până la urmă oamenii inteligenți fură banii statului, nu televizoare LCD din Chiajna. Și până la urmă au trecut și pe la mine. Când nu eram acasă, mi-au furat un tablou pe care scria Better Alone și mi-au lăsat un bilețel cu ești cringe, o să mor singură. Dar singurătatea asta vine și cu avantaje. De exemplu, pe mine nu mă întreabă niciodată bunicii când mă mărit. Pe mine nu mă întreabă nimic bunicii pentru că nici ei nu vorbesc cu mine. Bunica mea nu vorbește cu mine pentru că acum 3 ani de Crăciun i-am făcut cadou o mașină de spălat vase și a zis, a, ce drăguț te-ai gândit la mine. Păi și n-am putut să o mint. I-am zis că m-am gândit la mine și la câteva sus am de spălat după fiecare pomană. Băi, băi, n-ai cum mă... Forward thinker. Altădată m-am dus la e-mail și le-am zis, mamă, tată, sunteți pregătiți să schimbați cutece? Și ăștia s-au bucurat, e, o să avem un nepoțel. Zic, nu, a făcut tata e pareză. Dar tata e chiar a fost un bunic foarte ok. Când am aflat că mai are doar 3 săptămâni de trăit, ai mei au decis să nu îi spunem. Și mi s-a părut o decizie bună. M-am dus la el și am cerut 1000 de euro împrumut pentru o lună. Știți cum e, fără ai din ce ai. Bună, bă, bună, bă. Și pentru că v-am zis, a fost un bunic foarte ok, mi-a dat banii și s-a și ținut de deadline. N-ai cum, mă. Bun, bun. Mamă, cum ne livrează, bă, una după alta. Bun, 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 bun. Și acum merg la terapie și lucrez la mine pentru că am probleme și cu stima de sine. Ne afectează atât de mult pe care ni le spun ai noștri când suntem copii, că ajungem să le credem și ca adulți. Ni se instalează undeva în creier și le credem în continuare. Mie, de exemplu, îmi spunea mama tot timpul când eram mică, tu ești deșteaptă, tu dacă vrei să fii președinte, poți. Și la un moment dat eram vicepreședinte într-un ONG și mi-am adus aminte de vorba asta ei, că eu dacă vreau să fiu președinte, pot. Și m-am dus la președintele asociației, la șefa mea, și am zis că eu dacă vreau să fiu președinte, pot. Și acum caut de muncă, dacă știți pe cineva care angajează președinți, vă rog, atât de la mine, mulțumesc mult de tot. Frumos! Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet.